Cuplurile giurgiuvene care s-au hotărât să pună capăt relației în anul 2014 au fost cele mai puține din țară, în timp ce în alte județe sute de perechi au divorțat la notar sau prin hotărâre judecătorească, la Giurgiu s-au înregistrat doar 148 de divorțuri. Datele statistice mai arată că oamenii de la sate nu aleg varianta divorțului la fel de ușor ca orășenii, cel mai probabil pentru că respectă mai mult instituția familiei. Anul trecut, 95 de cupluri din mediul urban au renunțat la căsnicia lor, în timp ce în mediul rural, puțin peste 50 au recurs la divorț. Rata de divorțialitate, care este numărul de divorțuri la 1000 de locuitori, a fost la nivel național în anul 2014 de 1,22, iar în județul Giurgiu a fost aproximativ la jumătate, adică 0,53. În mediul urban, pe total țară, rata a fost de 1,49, iar în județul Giurgiu 1,04. Și în mediul rural, pe total țară a fost 0,87 și la nivelul județului Giurgiu 0,28. Un număr scăzut al divorțurilor nu înseamnă mai puțini soți nefericiți. Una din explicațiile sociologilor ar fi că unele cupluri nu își permit să divorțeze. Taxa de divorț pe cale administrativă instituită de guvernanți pornește de la 500 de lei și poate fi majorată de autoritățile locale cu încă 100 de lei conform legii.